Salutare băi, sunt Cazi, bine v-am la un nou episod de FPLAYT. Suntem aici cu domnul polițist să-i adresăm o întrebare, să vedem ce face. Nu uitați și voi un like, un share și un subscribe, că m-a ajutat foarte mult. Și vă mulțumesc pentru 1000 de abonați. Bună seara, ceva, domnul polițist. Bună seara. Aș dori să vă întreb ceva, dacă nu vă deranjează. Da, sigur, spuneți. De ce un cadru din poliție se plimbă cu bicicleta pe străzi? Fiindcă sunt polițist local. Păi da, dar n-aveți un motor sau ceva? Nu, domnule. Adică nu cred că puteți face față cu bicicleta aceasta. Nu pot face față. Să știi că nu pot. Am înțeles. Mă scuzați dacă v-a deranjat întrebarea mea. Nu e nicio problemă, nu. Dumneavoastră nu m-ați deranjat deloc. La revedere. Okay, seară frumos, spor la muncă. Ce mașină v-a venit? Hai că mai fac cum am făcut ultima oară, că dacă îl întrebăm ce îmi luăm, mă luăm cu el la fugă. Hai să vedem dacă e stricat. Ia să vedem. Dacă întrebam cum l-am întrebat ultima oară. Ia stai așa. Vreau să cumpăr niște aurii, să dau un anunț. Da, nu mai știu ce număr avem. Identitate 830-44-51. 830-44-51. Anunț comercial. Cumpăr dube de aur și argint 830-44-51 pentru contact. Bă, ce așa scump un anunț? De aici apoi. Frumos a pus ăla anunță. Da, se pare că a fost un update destul de mare, boys. Ia să-i dăm noi până la banca aia mare să văd ceva. Bun. Mă asigur că ne lua poliția, dar să nu ziceam nimic. Pare că am primit ofertă. Salut, bossule. Da, aici. Cere boss că e mara fata. Nu se vede. Mă, dar unde am pus checkpoint-ul? Hai că facem dreptul aici. Poate mai face și noi un roleplay, mai vindem o dubă de aia, o dubă de aia. Oricum avem 200 de mii, mai avem puțin și strângem bani de Lamborghini. Voiam să-mi iau R7 la să facem full, dar parcă aș vrea un Lamborghini de la... Ia să vedem. 14.000 așa lejer. Nu, stai să vedem cât luăm pe un lingot de argint. Dacă luăm ca lumea, vedem dacă se merită, dacă ieșim pe profit cu, nu știu. Bun. Ulo. Imediat. Repede. Bă, dar ce s-a scumpit anunțul ăsta. Nu. Să știu aici motorul. Repejor, să vedem cât luăm pe un lingot de argint. Repede. Hai mă, mai repede. Aici să vindem, mă? Parcă aici, nu? 3000. Păi și ce fac, mă, mâncați așa? Da, nu e combinație. Nu e combinație, boss. Eu iau 15.000 pe aia, ce fac? Mai mult dau pe... Mai mult... Nu știu cum să zic. Deranjul. Mai mult deranjul decât banii. Despre ce vorbim. Nu pot să vedem, poate. Poliția. Tot cum era înainte. Dar sunt curios dacă s-a schimbat economia. Eu sunt tare curios dacă s-a schimbat economia. Vând o dubă de sulf. Nu vreau sulf. Ia să vedem la ce bani o vrea băiatul ăsta. Hmm.
5, 6, 6, 4, 7, 1, 2. Ce bani? Ia să vedem ce e. Cred că e ok dacă luăm pe aici. Campă contra la sine, dar merge, merge. Marfa ta, prețul tău. I-am zis-o, i-am zis-o, marfa ta, prețul tău, i-am zis-o. Negustor mă fac. Am un... 10k? Băi, ești nebun? Unde ne vedem? 10k? Nu, lasă-mă să iau, să ne iau. Stai să vedem aici. Că dacă e 10k, o iau și o dai pe 14.000. Nu știu că mai am loc în dube. Da, bă, boys. Am o licență de minat în plus. Și dacă e, poate vă dau unea dintre voi. Dar o să vorbesc cu un membru al staff-ului și poate mă las să vă dau unea dintre voi. Că n-am ce face cu ele, am luat din greșeală două. Voiam să-mi iau de aia de pădurar și... De pădurar și cum îi spune... 4 ore nefinisat. Bowling broke. Că eu știu unde e bowling broke. Hmm. Aici putem să plecăm ceva în cațe. Schimbate. Ia să vedem. Sunt curios dacă s-a schimbat economia. ID 3229. ID 3229. Got e got. Nu știu cine e băiatul ăsta. Dar vreau să văd ceva, vreau să chem un membru ăsta, fălui, revenim imediat. Când vine cineva să ne explice ce și cum. Băi, se pare că n-a venit nimeni, dar o să vă citesc cu ultimul update de pe 25-a 4-a. Nu. Bă, da, asta e, 25-a 4-a. Ah, dar eu am mai jucat aici, stați așa, stați așa. Stați așa două secunde. N-am mai jucat de pe 25? Nu, n-are cum. Măi, bine, eu n-am mai jucat din aprilie. N-am mai jucat de pe 25 aprilie pe FFLT. Uite-te pe YouTube, te rog puțin. Deci a fost așa, așa, așa. Nu știam eu de asta. Ia stați așa. Deci am înseamnă că update-ul ăsta e de mult. Am zis... A... Uite, astea sunt ultimele bune. Deci, s-au adăugat așa. Chevrolet Camaro, boys. Opel Rekord. Audi R6. Da, așa, deci am fost înlocuit așa. Am fost înlocuit BMW 60. Modificat sistemul de haine și puțin mai realist. Vreau să mergem până... Uite, ăsta e de haine acum, uite. Mai puțin magazine de haine, văd. Deci așa... Vreau să mergem... Vreau să... Nici unde vreau să mergem, unde voiam să mergem. A, la showroom. Bun. Deci... Multe optimizări și fixuri la anumite probleme. S-au adăugat 128 de sloturi. Informații legate de ore, s-au adăugat un sistem de spart bănci și magazine, deci putem jefui acum, deci știam asta. Bun. Pentru a putea sparge banca ai două modalități, deci ai două modalități ca să spargem banca. Cea rapidă, care cea rapidă este... Este... Trebuie să faci așa, rost de un dispozitiv termic și avem nevoie de anumite componente pentru fabricare. Praf de fușcă, sulf, cărbune, carcasă metalică,
controller chip și avem nevoie de 3 dispozitive pentru a da jaful la bancă, iar laptopul trebuie să-l cumpărați de la Digital Den. Și cea silențioasă trebuie să fabricăm un kit de spargere. Avem nevoie de fabricanți, unelte, ciocan, clește și urmelță, patent, pensetă. Pentru a sparge banca aveți nevoie de 3 kituri de spargere. Și pentru a putea vinde lingourile de aur și cutiile de diamante, trebuie să mergeți în port la vapoarele marcate pe hartă și să le vindeți. Poliția poate să ne oprească să le vindem acolo. Avem nevoie de 10 polițiști, trebuie să fim minim 4 și maxim 10. Bun, bun, șmecher asta. Bine, nu știu cum funcționează. Dacă îți dă kill caracter, nu prea e combinație. Ia să vedem, s-a mai schimbat ceva ieri, chiar ieri. A fost așa, deci s-a modificat prețul la anunț. Au fost scoase din frizerie opțiunea de a modifica fața caracterului. Deci fața poți să o schimbi doar din tunel, deci nu mai poți să schimbi fața, bine că mi-am schimbat înainte. La spargerea magazin trebuie să fim unul singur și maxim 4 ore. Sunt 38 de magazine care pot fi sparte, iar banii pe care îi putem diferă în funcție de locație, din ce bani primim. Dacă jefuim în Los Santos, o să primim mai mult bani. Deci trebuie să fim minim 1 și trebuie să fie 12 polițiști, băi, ești nebun. Unde R6-le la, cred că e la clasa aia R6-le. Ia uite-le, ia uite-le, mâncați așa. Dar e break. Eu vreau să văd și ce vrea lotul ăla. Asta e, cred că e asta unul ăla nou. Dar nu cred că e. Nu, nu, nu e asta? Ba da, sunt alea noi. Alea sunt, unde e ce vreau lotul ăla? O fi la clasa B, a uite-l. Asta e. Mamă, cum arată. Bun, ia să vedem, momentan nu face nimic, vreau să văd ceva. Opa, ne-am ieșit bine. Partea cealaltă vreau să văd cum funcționează la vapoarele alea. Unde a lăsat motorul mâncat așa? A, l-am lăsat afară, ce idios sunt. De fapt, hai să testăm R6 dacă tot am lăsat motorul afară, chiar sunt curios. R6. Bine că el e urât, dar adică pentru 6000 să nu e a 7, R7 la mamă, dar cred că e mai fânesc ca R7. Cred, nu-mi dau seama. Păcat că are mile pe oră și n-are kilometri. Bă, cred că e mai fânesc ca ala. Da, cred că e mai rapid cu mult. Cred că o să le zic la băieți să ne mai jucăm și noi iarăși, mamă, ce am făcut. Să ne mai jucăm iarăși, poate dăm și noi un jaf. Suntem 4, 5, suntem vreo 6, mai mult decât îndeajunși. Așa, e de voi de 10 polițiști, asta am citit. De ce iese fum de motor, doar ei știu. Că nu e nimic, că nu l-am lovit. Păi să oprim aici episodul. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe și ne revedem la un nou episod și vă mulțumesc încă o dată pentru 1000 de abonați.